Deși We Bare Bears a fost una dintre cele mai underrated series de pe Cartoon Network din ultimii ani, această serie a fost totuși destul de apreciată, așa? Iar acum avem parte și de această serie We Baby Bears, dar ea pare puțin diferită față de seria originală. Fac și clipuri despre desene aici pe canal, deci bineînțeles că puteți rupe două buton de like, cel de subscribe, dar și clopoțel, pentru că veți avea ce vedeți pe aici. We Bare Bears avea acel feel de serie drăguță și chiar calmantă, așa, pe care nu o prea vedeai în alte serii. Chestia cea mai interesantă, așa, la această serie We Bare Bears este că ea cumva era ancorată în realitate, adică vorbea despre situații reale, vorbea despre viață, practic, vorbea despre cum se integrează acei urși în societate, în stuff like that, știți? Iar chestia asta, de nou, o făcea destul de likeable, o făcea interesantă și drăguță în același timp, deci a fost pe placul multor persoane, deși o dea underrated, așa, pe Cartoon Network nu s-a ridicat la nivelul celorlalte serii mai big, care rulau în același timp cu We Bare Bears, dar în același timp era o serie enjoyable, așa, adică n-avea cum să nu-ți placă We Bare Bears și lucrurile care se întâmplau practic în această serie. În We Baby Bears avem o lume nouă, mai apropiată de fantastic decât de viața de zi cu zi. Părurile acelea foarte bright, dar și lumea creată de desen sunt destul de diferite față de lucrurile serioase pe care le vedem în seria originală. Personajele au niște trăsături inspirate din anime, iar plotul seriei este că urșii merg prin lume într-o cutie magică. Bine, acum dacă e să ne gândim puțin față de seria originală, se vede clar o diferență. În We Baby Bears nu mai vorbim despre, dacă vreți, lucrurile care se întâmplau în seria originală, practic se desprinde foarte mult de acel univers din seria originală și se îndreaptă către complet altceva, adică ajunge de la viața reală pe care o vedeam în seria originală către o lume în asta fantasy cu întâmplări magice și practic au schimbat foarte mult desenul. Asta s-a întâmplat în We Baby Bears, lucru despre care nu știu dacă să zic ar fi rău neapărat, dar oricum, teoretic, odată cu această continuare la We Bare Bears, mă rog, cu această întinerire a urșilor, practic, avem un alt desen. One and all, așa, nu mai este la fel ca We Bare Bears, este complet altceva și, I don't know, nu știu, n-am urmărit. Nu știu dacă o să mă uit la seria asta, dar da, e complet altceva. Îl făcut mai mult pentru copii și cam asta e, I guess. Urmează o formulă clasică acela de la Cartoon Network să întinerească personajele established în desenele lor de pe post. Nu știu dacă e o idee bună sau rea, dar it is what it is. Asta e ceea ce s-au gândit creatorii să facă și primim acest lucru, da. Acest lucru mai poate însemna și faptul că există o mulțime de posibilități. Deci vom avea ce să vedem în acest desen. Creatorii nu mai au limite, practic, deci pot realiza cam tot ceea ce își doresc. Acum rămâne și întrebarea bună, dar dacă au realizat chestia asta, de ce au mai făcut-o? Adică era nevoie să mai facă asta? Când spuse e nu, adică dacă locuiai urșii din We Baby Bears cu alte personaje, puteau spune că este un desen nou, dar na. Ideea este că deja există fanbase-ul ăsta pentru We Bare Bears și Cartoon Network plusează acolo cu ceea ce trebuie, cu content adițional. Lucru pe care îl face destul de des, am văzut și cu Adventure Time, probabil se va întâmpla și cu Gumball. It's their thing, I guess, it's all about money, pumping content, man. Și ca asta este așa cu acest nou desen. Nu știu dacă o să mă uit la el. I don't know. Dacă mă uit la el, o să mai vorbesc despre el, dacă nu, aia e. It is what it is, dar acestea sunt lucrurile pe care le știm așa despre We Baby Bears, da. Voi ce spuneți despre acest desen? L-ați urmărit? Puteți să sau comentarii mai jos și vă mai vorbim. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un nou buton de like și de subscribe, dar și clopoțelul, că mă ajută enorm dacă vreți deveni și membrii canalului cu atât mai bine. Și ne mai zim, sunt spasă cu un alt clip pe acest minunat canal. Am fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună în continuare. Pa, pa! Credeai că o picat live-ul? Țacă! A fost oprit intenționat, pe lângă luptă cu ticăloșii capitaliști. O deschidere către libertate.